pe fiecare. Și cu părere de rău, vreau să vă spun că din ce cauză nu până acum nu am acea credere, mai mult că atât este ceva opus. În primul rând, cauza obscursă nu a fost epuizat și aceasta nu este declarația socialiștilor, că sunt chestii civile, pentru că cumva cineva a spus că doare piciorul, pe altul doare în cot și nu s-a epuizat cazul. Pentru noi, vreau zic că aceasta a fost un semnal că Parlamentul este în cot. Cum soluționăm noi problemele și le ducem până la capăt. Al doilea rând, pentru că dumneavoastră a fost totuși delegat de un partid care a încercat să facă presiuni sau șantaj asupra președintelui. Pentru mine aceasta este un semn foarte mare la credibilitate și la tot. Al treilea rând, dumneavoastră ați fost totuși bine rău, vă zic, nu vă pun dumneavoastră în persoană, vă zic asta în cârca, dar ați fost parte dintr-o guvernare care a admis furtul din sistemul bancar. Și nici nu e vorba de o răzbunare sau de vorba de aceea că nimeni n-a fost atras la răspundere din instituțiile care trebuiau să ia atitudine. Și pentru mine aceasta înseamnă că eu nu am niciun fel de garanție că acest furt nu se repetă și acum și nu va fi a doilea și a treilea. Și noi nu vom ști, vă zic că. Mai departe, iată, furtul din sistemul energetic, dependența țării față de sistemul energetic și nu are niciunii atitudini pentru să ne asigurăm o independență energetică. Dumneavoastră ați fost parte dintr-o guvernare care să spunem așa, făcut aceasta, capturarea instituțiilor, organelor de drept și organelor anticorupție. Eu țin minte pe domnul Chedraru, mai mulți ani în urmă, că el era așa un băiat tânăr, glumăreț, respectat societatea civilă. Acum îl vedem așa de rar, curge sudoarea, se fac tete roșii și vers. Și vă zic, se ascunde după Cristina Cojoca, Țărță.